Eu sunt belgean, am locuit tot timpul în Belgia și puțin în Anglia și am venit în România pentru un turnament de sport, bike polo. Am întâlnit o fată și a venit aici pentru el. Yeah! Și am întrebat unde sunt magazinul de vechituri, vintage shop și n-are prea mult aici. Și din asta am încercat să caut un spațiu să deschide un magazinul pentru mine. Și toate asta s-a întâmplat la sfârșitul 2016. Am deschis magazinul pe bune februarie 2017, Sertar Magic. Tot timpul am fost dragostit de Sertar, de Sertare. Tot timpul am cumpărat, am vândut toate chestii pe flea market, pe eBay sau eu mi place vechiturii și eu pot să repar, să recondiționez niște chestii. Închis magazinul aproape fiecare 2-3 luni pentru că eu lucrez singur. Plec în Belgia pentru comparaturi și revin cu marfa. Doar marfa nu e gata și fiecare zi eu scot ceva din depozit și lucrez pe el, pe încerc să aduc fiecare zi noutăți. Mi-mi place foarte mult București. Eu sunt acasă acum. I don't know how to say that in Romanian. What I like is to find something that people doesn't want anymore, that are in a bad condition, and once I clean it or repair it, people say, oh wow, yeah, but for someone else it was trash. I mean, almost. So sometimes I just have the eyes to find something that people doesn't want because they cannot look at it in a good way or under the dust, and sometimes just because I give my time to clean it, repair it, after that they say, oh, where did you find that? I have some people that's getting in the shop for the first time and they look and say, oh, you sell that? I trashed it years ago. So for some people, things have value, for other, no. But when they see it's in a shop for sale, they realize maybe some other people would buy it. So it's the recycle culture. I mean, everything is a value if you take care of it. A lot of people could have said, this kind of shop's never going to work in Romania. There's no one yet. And people don't like old things, or it's not the culture here. But to have tried, and it's the best way, it's try. If you like what you're doing, you have to share it. Till recently, I didn't have POS. So now it's done since 2 weeks. So people starting to pay by card. And what is funny, they can also pay by phone. So you buy all things and you're paying with a brand new technology. Dacă știi, se pare fain să plătești cu telefonul, atunci tot ce trebuie să faci este să-ți instalezi aplicația BTP și să-ți conectezi cardul cu aplicația și mai rămâne doar să-ți apropii telefonul de POS. Însă dacă ești fanboy Apple ca mine, nu o să poți face asta și soluția alternativă este să lipești un sticker card de telefonul tău. Și probabil cel mai fain lucru despre aplicația BTP este că știe să-ți categorisească singură tranzacțiile. Știe dacă ai cumpărat cărți, știe dacă ai cumpărat cadouri, știe dacă te-ai dus să cumperi ceva de mâncare. Astfel că ți-e mult mai ușor să urmărești pe ce dai banii. Vă aștept la magazin, Calea Moșilor 90, la Sertar Magic.